Bună ziua! Invitatul interviurilor PSN News de astăzi este domnul senator Daniel Zamfir, președintele Comisiei Economice, Industrii și Servicii din Senatul României. Bună ziua, domnule senator, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație! În urma votului de miercuri și a picării guvernului Grindeanu, președintele Klaus Iohannis a invitat partidele la consultări. În acest context, credeți că se va desprinde o nouă majoritate sau președintele va da mandat tot unui reprezentant al PSD-ALDE? Eu nu știu acum dacă se va desprinde sau nu o altă majoritate. În mod sigur, ce am constatat după votul la moțiune de cenzură e că majoritatea PSD-ALDE este una foarte fragilă. Toată presa a comentat faptul că, adunând acolo numărul de parlamentari, dacă n-ar fi votat în favoarea moțiunii de cenzură și reprezentanții minorităților, ar fi fost dificil ca PSD-ALDE să adune. Chiar dacă nu mă înșel, n-ar fi adunat cele 233 de voturi necesare trecerii moțiunii. Deci eu nu știu ce mutări se vor face zilele astea, că eu văd că este o mare agitație în zona partidelor de guvernământ. Înțeleg că luni se vor duce la Cotroceni cu o propunere și eu cred că imediat după ziua de luni vom avea o imagine mult mai clară a ceea ce se va întâmpla. Este pregătit PNL să preia guvernarea în acest moment? Dacă da, cine ar fi premierul liberalilor și mai ales cu cine va decide PNL să construiască o majoritate? Păi uitați cum stau lucrurile. Partidul Național Liberal e pregătit în orice moment să ia guvernarea. În ceea ce privește majoritatea despre care am vorbit, sigur că e foarte dificil astăzi, în contextul Parlamentului, să se constituie o majoritate în jurul Partidului Național Liberal. Fizic, nu ne permitem, nu, aritmetic, nu putem noi, ca Partidul Național Liberal, să adunăm în jurul nostru o majoritate, acum așa spuneam, cum vă spuneam, cum arată Parlamentul, să adunăm o majoritate, să putem o majoritate solidă și serioasă, să putem să constituim guvernul. Partidul Național Liberal, a spus-o și președintele Orban astăzi, merge pe ideea alegerilor anticipate. Dacă putem intra la guvernare cu o majoritate solidă, aceasta se va constitui după alegerile anticipate, în niciun caz în structura de astăzi a Parlamentului. Are PNL resursele necesare în acest moment pentru a crește scorul electoral față de votul obținut în anul anterior? Categoric da. După cum știți, noi am avut recent un congres unde ne-am ales în sfârșit președintele după o lungă perioadă de interimat. N-am convingerea că noua formulă, Partidul Național Liberal începe să se așeze, se așează și doctrinar, pentru că în toată perioada asta interimară, mai ales imediat după alegeri, am cam bâșbuit din punctul ăsta de vedere. Am cam renunțat la ceea ce trebuia să facă Partidul Național Liberal. Am avut undeva, la un moment dat, niște tendințe useriste în Partidul Național Liberal, din punctul meu de vedere, total greșite, dar moțiunea cu care a câștigat Ludovic Orban și a fost un vot masiv în sprijinul acestei moțiuni, cred că va așeza Partidul Național Liberal pe făgașul normal. Mai mult decât atât, vi se pare o idee bună organizarea alegerilor anticipate în contextul în care România este în mijlocul unei crize profunde? Sincer vorbind, viața politică a demonstrat că organizarea de alegeri anticipate în România este foarte, foarte dificilă. Sigur, alegerile anticipate pot fi o soluție în situația în care nu se constituie o majoritate solidă. Pentru că, până la urmă, ce e mai bine pentru România? Să se guverneze cu o oaste de strânsură, cum am avut parte uneori în România? Că văd acum se constituie un nou partid, apare un nou interes național. Știți, a fost UNPR-ul cu Oprea, acum apare un nou interes național în jurul Daniel Constantin. Trădătorii de pe la partide se duc acolo. Sigur că da, acolo. Noi în Parlament știm lucrul ăsta, că doar sunt între ei. De vreo două luni de zile sunt câțiva parlamentari care umblă să adune pentru acest nou partid.
pentru noul partid al lui Victor Ponta, tocmai ca să constituie o nouă majoritate, să rupă din PSD. Da. În condițiile în care guvernarea va rămâne tot la Dragnea, considerați că vom asista la un nou premier marionetă în fruntea guvernului sau credeți mai degrabă că noul prim-ministru își va exprima independența față de politica păguboasă de cadre condusă de Dragnea? E, și nici nu, până la urmă, nu e treaba mea ce premier își alege Partidul Social Democrat. Noi de la PNL am stabilit foarte clar că vom vota împotriva oricărei persoane propuse de Partidul Social Democrat. Din câte am înțeles, va fi clar un membru de partid. Așa am înțeles la Liviu Dragnea. Da. Sigur că dacă va alege să nominalizeze o persoană marionetă, lucrul ăsta va crea o nouă stare de instabilitate. Nu se poate și viața politică a demonstrat că orice prim-ministru, indiferent cât de apropiat este inițial de cel pe care îl propune, la un moment dat, prin natura funcției, tinde să aibă, să creeze un pol de putere în jurul său. Revenind la evenimentul major al PNL, care a avut loc sâmbătă, liberalii și-au ales un nou lider în persoana lui Ludovic Orban. Ce impresii v-a lăsat dumneavoastră Congresul PNL și mai exact care sunt așteptările în ceea ce îl privește pe noul lider al partidului Ludovic Orban? Spuneam că, în primul rând, acest congres a fost foarte așteptat de Partidul Național Liberal, de membrii săi. A fost un congres, de fapt, dacă mă gândesc bine, singurul congres la care au participat 5.000 de oameni. Deci o foarte largă participare. Legitimitatea noului președinte e una extrem de puternică. Am constatat că foarte mulți oameni își pun speranța în Partidul Național Liberal cu noua conducere și eu cred și îmi doresc ca lucrurile să meargă într-acolo. Credeți că echipa condusă de Orban va fi capabilă să câștige alegerile din 2019 și 2020? În primul rând, ăsta este angajamentul pe care și l-au luat. Sigur, asta este echipa pe care a ales-o Congresul. Din punct de vedere personal, sigur, am unele rezerve, dar contează mai puțin ceea ce cred eu. Important este că această echipă de conducere are o legitimitate extrem de puternică, un număr foarte mare de voturi, deci foarte mulți membri de partid și-au pus speranța în această echipă și ea acum trebuie să ducă la îndeplinire programul la care s-au angajat. Va face posibilă această echipă o nouă victoria lui Klaus Iohannis sau mai degrabă în tot acest timp se va încerca înlocuirea unei candidaturi a președintelui Iohannis cu Orban? Nu s-a pus în discuție, chiar în moțiunea Ludovic Orban, ăsta a fost și obiectivul la care s-a angajat, să câștigăm alegerile locale, alegerile parlamentare și prezidențiale, candidatul la prezidenție fiind Klaus Iohannis. Aici, în mod explicit, a fost opțiunea echipei lui Orban. Dumneavoastră sunteți inițiatorul legii dării în plată. De când această lege a intrat în vigoare și până astăzi, ce efecte concrete ați observat? Uitați ce se întâmplă. Mă bucur că mi-a spus această întrebare pentru că, dat fiind evoluțiile politice din ultima vreme, a trecut puțin neobservat, de fapt mai mult neobservată, o decizie a Curții Constituționale care stabilește foarte clar că darea în plată este în favoarea oamenilor. Și am să explic puțin. În motivarea pe care Curtea Constituțională a redactat-o ca urmare a solicitării băncilor de reclamației băncilor de neconstituționalitate, e acolo Curtea Constituțională stabilește foarte clar că se poate aplica legea dării în plată atunci când apare impreviziunea și trebuie reechilibrate contractele. Așa stabilește Curtea Constituțională. Orice contract, atunci când este într-o situație de dezechilibru din cauza unei situații externe, așa numită imprevisiune, ei bine,
cel care este într-o situație dezavantajoasă trebuie să ceară celelalte părți o reechilibrare al contractului. Ori Curtea Constituțională ne spune foarte clar că această reechilibrare trebuie să se facă ca urmare a unei negocieri, renegocierea contractului. Iar această renegociere trebuie să fie una efectivă, nu una de formă cum este astăzi. Una efectivă, spune Curtea, raportată la condițiile economice de astăzi ale debitorului. Adică, dacă debitorul are o situație financiară mai proastă, el se duce la bancă, având un contract, cum am spus, dezechilibrat din cauza impreviziunii, de exemplu, la francul elvețian, acea fluctuație mare de curs este o impreviziune, n-a putut fi anticipată de niciuna din părți. Și atunci spuneam, în urma solicitării respective, se poate reechilibra contractul. Ori dacă banca nu dorește să facă lucrul ăsta, ținând cont de situația economică a debitorului din ziua de azi, se va duce în instanță. Ori acolo curtea și spune că judecătorul trebuie să facă tot posibilul să mențină contractul și să țină cont de cât poate plăti debitorul. Adică, darea în plată trebuie să fie ultima soluție, numai atunci când omul nu mai poate plăti. În rest, obligația tuturor este ca acel contract să continue, dar bineînțeles să continue cu o rată lunară suportabilă de om. Până la urmă, să știți că ăsta a fost scopul legii de limplată. Nu ca omul să-și dea casa. Darea în plată trebuie să fie, a trebuit să fie un levier, o pârghie pe care omul să o poată avea în raporturile de negociere cu banca. Și asta și este. Nu pot să plătesc, nu pot să-mi distrugi viața. Renunț la casa pe care am luat-o. E adevărat, casa la care aș vrea să vă amintesc, omul a plătit un avans, a plătit, nu știu, 8-10 ani de zile rate, o mai și pierde. Păi e într-o situație disperată. Dacă ajunge să renunțe la casă, e clar că nu mai poate plăti. Da? Rata fiind prea mare, Curtea Constituțională îi dă posibilitatea să continue contractul, dar cu o rată lunară suportabilă. Pentru că nimeni pe lumea asta n-are dreptul să îți ia dreptul la viață. Dom'le, am semnat și eu un contract la un moment dat cu banca să-mi iau o casă. Era un vis, nu? E, visul ăla nu se poate transforma în coșmarul vieții mele. Vreau casa în continuare, dar vreau să plătesc cât pot să plătesc, nu ca o rată care să-mi distrugă viața. Această rată suportabilă în funcție de ce se stabilește? Spuneam de condițiile economice ale debitorului. Uitați, și vă dau un exemplu. O Banca Națională a stabilit acum că nu poți lua un credit dacă rata e mai mare de 30%, gradul de îndatorare. Da? Deci tu ai învenit de, nu știu, 2000 de lei, nu poate fi mai mult de 6000 de lei rata. 600 de lei, pardon. 600 de lei, da? 30% din bon. Asta poate fi luat în calcul în momentul când se stabilește, când un judecător stabilește care să fie gradul îndatorare, nu știu, 30%, 25%, să fie un grad suportabil ca omului să-i rămână parte din venitul respectiv să-și ducă viața în continuare. Interes. Sunteți printre puținii care au rămas constanți în această perioadă agitată. Ați reușit să obțineți încă o victorie pentru români, mai exact ați reușit să eliminați comisioanele percepute de bănci atunci când clienții vor să vadă la bancomate câți bani mai au pe card. Da, da. Ce era... ne puteți spune despre aici această victorie? Aici era o chestie, sigur, urmează să intre în Camera Deputaților, eu cred că nu mai sunt probleme, în Senat a trecut cu unanimitate. Sigur, era, vedeți, ăsta nu este un comision foarte mare care, sigur, să-i aducă pe oameni într-o situație disperată. Dar era ceva extrem de deranjant. Era extrem de deranjant ca atunci când primești un salariu pe card, te duci la bancomat să vezi dacă ți-au intrat banii sau câți bani ți-au intrat sau câți bani mai ai pe card, ei bine, banca te taxa. Era acel comision de interogare a soldului. Spuneam, nu e o sumă atât de mare care să destabilizeze financiar vreo familie, dar era foarte deranjant și nedrept. Ori eu am considerat că fiind nedrept, trebuie să-l scoatem. Am făcut acest amendament, a trecut în unanimitate. Mă bucur foarte tare că puțin așa, câte puțin, aducem lucrurile acolo unde ar trebui să fie, mai ales în raporturile
între clienți și bănci. Aici este o mare nedreptate. E o mare nedreptate. Raportul este atât de dezechilibrat între o entitate cu atâta putere, da, care are tot în spate, mai ales bani, și cetățeanul pe care cine îl apără? Ar fi trebuit să-l apere Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care practic este inexistentă. Domnule senator, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu dragă inimă în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc.